Aceasta este tableta Viva H7 Live, o tabletă de la Allview. O tabletă ce este interesantă din mai multe aspecte. Veți vedea în cele ce urmează de ce spun asta. În primul rând, tableta are parte de conectivitate multiplă, practic găsiți pe ea absolut tot ce vă doriți. Mă refer la 3G, GPS și Bluetooth. Deci pe partea de conectivitate aș putea spune că stă foarte bine. Un alt lucru interesant este acela că utilizatorul, cel care o cumpără, va primi gratuit timp de un an de zile internet în limita 5 giga trafic lunar, fără să semnați alte contracte, facturi sau să reîncărcați. Deci aș putea spune că este o super ofertă. Tableta are un preț de 549 de lei, un preț, aș putea spune, foarte bun pentru specificațiile tehnice și pentru oferta la internet timp de un an de zile de care vă spunem. Revenind la tabletă, vom face un unboxing tabletei Viva H7 Live de la Allview. Cam așa arată cutia. Eu am primit varianta pe negru, însă voi puteți cumpăra oricare dintre tableta, oricare dintre aceste culori. Și un lucru foarte interesant este că puteți schimba și culoarea ramei din jurul ecranului. Deci nu numai spatele tabletei poate fi de diferite culori, chiar și rama din jurul ecranului, rama din față, exact aceasta. Puteți alege între culoarea alb sau culoarea negru. Capacul din spate poate avea mai multe culori. Haideți, înainte să desfac cutia, să vedem un pic din specificațiile tehnice. Avem de face cu o tabletă cu un procesor quad-core la 1.3, 1 GB memorie RAM DDR3, un display de 7 inch IPS LCD capacitiv, conectivitate 3G, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, accelerometru. Tableta are o grosime de 9.7 mm, are parte de, este dotată cu două camere foto, cea principală de 3.2 megapixeli cu blitz și cea secundară de 0.3 megapixeli. Memoria internă este de 8 GB și suportă un card microSD, puteți mări memoria internă până la 32 de GB. Cam atât, specificațiile tehnice. Haideți să deschidem și cutia. Înăuntru dăm, bineînțeles, de codul pentru activarea internetului antivirusului Bitdefender Mobile Security, un certificat de garanție, tableta pe care am să o pun un pic în parte, încărcătorul care văd că nu are mufă dedicată, ci tableta se încarcă cu ajutorul cablului USB, un lucru foarte bun. Micro USB, sau când ați terminat de încărcat, puteți conecta partea aceasta a cablului la tabletă, iar aici conectați în calculator și puteți transfera orice fel de conținut de pe calculator pe tabletă sau invers. Primiți și o pereche de căști de tip in-ear, manualul de utilizare, mai multe limbi și limba română cu specificații tehnice și cam atât. Bun, haideți să revenim la tabletă, scoatem din pungă și cam așa arată tableta Allview Viva H7. Are o folie de protecție
spatele tabletei. Interesant este și faptul că dacă o ținem în picioare, ca să spun așa, tableta arată ca un telefon mai mare, ca un telefon de 7 inci, dar se poate transforma și într-o tabletă clasică dacă o ținem așa. Pe partea din dreapta avem butonul de power, butoanele de volum, difuzorul, microfonul. În stânga nu avem niciun element de conectivitate, iar sus găsim mufa pentru căști și mufa pentru conectare la cablul micro SD. Cum spuneam, aici avem și camera foto principală de 3.2 megapixeli, iar aici avem camera de 0.3, camera foto secundară de 0.3 megapixel împreună cu difuzorul. Aici găsim sloturile pentru să focalizez ca să puteți observa mai bine. Sloturile pentru cardul de memorie și pentru SIM. Pentru cartela SIM. Cartela normală. Pus-o pe celul la loc și haideți să pornim tableta pentru prima oară. Iată că a și pornit. Va trebui să facem setările inițiale. Este o tabletă destul de subțire, după câte îmi dau seama. Spatele este din plastic. Hai să alegem limba română. Să încerc să parcurg cât mai repede acești pași. Și cam așa arată interfața tabletei Vivo H7. Aici văd că avem și un mic ghid de utilizare pentru cei ce nu sunt familiarizați cu sistemul de operare Android. După că avem instalat și softul de navigare SIGIC, deci nu va mai trebui să căutați un alt soft de navigare. Haideți să intrăm un pic și în setările tabletei. Văd că nu sunt multe aplicații instalate, ceea ce este un lucru bun întotdeauna. Tableta se mișcă fluent, nicio plângere din acest punct de vedere. Despre tabletă, versiune de Android 4.2.2, memorie RAM 1 GB, 8 GB memorie internă și procesor quad-core la 1.3, mai sunt câteva dintre informațiile ce vă apar în această secțiune. Zona de notificări și de setări, notificări și setări. Haide să vedem și luminozitatea, este dată pe automat. Nu, de fapt nu este dată pe automat. Acum este la maxim, vreau să văd cât de luminos este ecranul, văd că putem schimba și temele. Avem parte de 4 teme. Android clasic. Haideți să vedem cum arată tableta cu această temă.
practic ar trebui să ne ofere o interfață de Android clasică. Ceea ce s-a și întâmplat. Haideți să vedem puțin și interfața camerei. Foto. Avem parte de un tutorial mic și aici. HDR și câteva setări obișnuite. Camera are un senzor de 3,2 megapixel, camera principală, deci nu trebuie să vă așteptați la 5-10 minute, dar văd o setare mod 3D. Probabil o să vă facă fotografii tip panoramă. Cam acesta a fost unboxing-ul și primele păreri și detalii legate de tableta Allview Viva H7 Live, o tabletă ce poate fi achiziționată contra sumei de 549 de lei, preț afișat pe site-ul Allview. Nu uitați că tableta are și funcție de telefon, deci o puteți folosi la un telefon normal. Un review complet vă puteți găsi în câteva zile pe androidro.ro.